Anul școlar 2020-2021 a fost al doilea an în care elevii au făcut orele diferit. Din cauza creșterii incidenței, autoritățile au fost nevoite să impună mai multe restricții. Una dintre ele i-a trimis pe copii acasă, motiv pentru care cursurile s-au ținut din fața calculatorului. Apoi au apărut scenariile, lucru care i-a bulversat și mai tare pe tineri. Scenariile au fost schimbate constant, iar elevii nu au știut exact cum se vor va începe școala, cât timp se va desfășura fizic, când și cum vor avea vacanțele, etc. Nesiguranța care ne-a oferit-o schimbările astea, ba online, ba ne-am venit la liceu, vacanțe foarte puse ne la locul lor. A fost o perioadă haotică pentru noi, ba online, ba acasă și asta a devenit debusolant. De aceeași părere sunt și unii profesori. O parte dintre ei au spus că mulți elevi s-au plâns că nu au reușit să acumuleze toate informațiile necesare în mediul online. Ba mai mult, au fost nevoiți să apeleze chiar și la meditații, pentru a nu rămâne în urmă cu materia. Mobilitatea timpului de învățare, când în online, când la școală, aceste modificări, bulversări de program creează mari dificultăți continuității în învățare, stilului de muncă, condiționărilor pe care și le realizează fiecare individ în pregătirea lui școlară. Și nu este singura problemă cu care s-au confruntat elevii pe parcursul anului școlar anterior. Lipsa dispozitivelor digitale le-a îngreunat multora procesul de învățare. Lipsa testării în unitățile de învățământ, lipsa materialelor igienico-sanitare sau chiar lipsa dispozitivelor pentru a susține ore în mediul online. Mulți elevi din mediul rural nu au avut acces la învățământul online, în ciuda faptului că există legea 109 care prevede faptul că fiecare elev trebuie să poată primi un dispozitiv conectat la internet la cerere din bugetul Ministerului Educației. Legea muncii obligă angajatorul să ofere instrumentele necesare angajatului în situația de telemuncă. Ori nici nu s-a pus o asemenea problemă. Asta nu pentru că nu ar fi avut profesorii noștri cu ce să lucreze, dar dacă e o lege, trebuie și aplicată. Acordarea burselor și recontarea navetei sunt alte două probleme ale elevilor constanțeni. Bursele la fel, pentru că știu că acum media pentru burse a crescut, doar că noi nu mai suntem în online să fie aceleași condiții pentru luat note. Înțeleg că a fost mai ușor și poate ar fi fost mai ușor ca să ia toată lumea burse, doar că acum am revenit fizic. Și ți se decontează suma respectivă? Nu, nu se decontează. Și este o problemă din punctul tău de vedere acest lucru? Este o problemă, da. Ce ți-ai fi dorit să facă statul român și nu a făcut în această perioadă pentru voi? În primul rând cu transportul, bursele să fie plătite la timp. Mai mult, Consiliul Național al Elevilor a întocmit raportul privind implementarea statutului elevului. În urma rezultatelor obținute, tinerii vor să tragă din nou un semnal de alarmă. Dacă sistemul nu implementează soluțiile propuse de elevi pentru elevi, în câțiva ani ne vom confrunta cu probleme mai grave, cum ar fi creșterea ratelor de abandon școlar sau a analfabetismului funcțional, toate determinate de un sistem care nu e centrat pe nevoile elevului și pe integrarea lui în societate. Chestionarul a fost completat de 25.352 de elevi și 2056 de profesori.